Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu la o locuință de pe strada Crizantemelor, în apropiere de sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Ei au ajuns imediat la fața locului cu două autospeciale și o ambulanță SMURD. Incendiul se manifesta la etajul locuinței cu degajare mare de fum. Pompierii au intervenit pentru stingerea focului și, în paralel, pentru salvarea unei persoane ce locuia în imobil. Din păcate, pentru aceasta nu s-a mai putut face nimic. Pompierii au descoperit cadavrul carbonizat al unei femei de aproximativ 60 de ani într-o cameră în care lucrurile ardeau mocnit. Intervenția a fost dificilă din cauza fumului gros și a căilor de acces ocupate de diverse obiecte depozitate. Am fost solicitat să intervenim pentru stingerea unui incendiu la o locuință în municipiul Buzău pe strada Crizantemelor. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. În momentul sosirii la locul intervenției echipajelor, incendiul se manifesta în interiorul locuinței, la etaj, într-o cameră de aproximativ 16 metri pătrați, cu degajare intensă de fum. Imediat s-au luat măsuri pentru localizarea și lichidarea incendiului. În urma pătrunderii pompierilor în interiorul încăperii a fost identificată o victimă de sex feminin carbonizată. Victima incendiului era chiriașă în casa de pe strada Crizantemelor, care aparține primăriei. Poliția a demarat o anchetă și urmează ca împreună cu pompierii să stabilească toate cauzele și împrejurările în care s-a declanșat incendiul care a dus la decesul femeii.